Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. O viață lucrată la stat. Mulți dintre dumneavoastră, dragi telespectatori, știți ce înseamnă asta. Fie voi, fie părinții voștri și-au dedicat câte 20-40 de ani din viață muncii la stat. Au reușit să adune bani de un apartament sau o căsuță, poate o mașină. Și cam atât. Bugetarul despre care vă vom povesti astăzi a lucrat la stat aproape 30 de ani. A devenit între timp multimilionar, proprietar al mai multor domenii agricole, cu afaceri în domeniul imobiliar, extracție de nisip și chiar producere de biscuiți. Și toate îi merg strună, chiar dacă munca la stat îi ia cam toată ziua. Faceți cunoștință cu Marcel Răducan, directorul Consiliului Concurenței. Marcel Răducan își începe munca la stat încă în 1990, când se angajează la fabrica de bomboane Bucuria. A lucrat acolo 7 ani, în diferite funcții de conducere, iar în 1997 îl vedem deja în fotoliul guvernamental de viceministru al Industriei și Comerțului. Peste alți 2 ani este numit șef al Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova, unde lucrează până în 2001. Face apoi o pauză de 4 ani, în care lucrează la privat și revine în 2004 direct în Parlament, deputat în fracțiunea Partidului Democrat. În 2009 este numit ministru al dezvoltării regionale și construcției în guvernul Filat și se reține în executiv 5 ani, iar apoi revine în Parlament. În noiembrie 2018, aproape de expirarea mandatului de deputat, Răducan a fost numit director la Consiliul Concurenței. Dragi colegi, luând în considerare prevederile legii care atribuie președintelui Parlamentului dreptul de a propune membri și inclusiv președinte și vicepreședinte a Consiliului Concurenței, am propus și vă propun plenul Parlamentului și au trecut deja prin comisie următorii membri. Marcel Răducan, președinte a plenului Consiliului Concurenței. Jur să slujesc Republica Moldova cu credință, să respect Constituția și legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democrația și bunăstarea poporului. Felicitări! Să-l mulțumim pentru devotament, pentru loialitate, pentru toată munca și energia depusă, nu pe parcursul anilor, parcursul deceniilor, pentru activitatea Partidului Democrat în Republica Moldova și să-i dorim mult succes pe tărâmul de muncă care îl așteaptă. În pofida criticilor constante din ultima perioadă la adresa conducerii Consiliului Concurenței și a mai multor înțelegeri de cartel semnalate în public și ignorate de Consiliu, Răducan este de neclintit din funcție. Munca la stat nu l-a împiedicat însă să pună pe roate o rețea întreagă de companii care administrează piețe agricole în capitală, un centru comercial, o carieră de nisip și un combinat de cereale în nordul țării, o întreprindere avicolă și chiar o fabrică de biscuiți în Chișinău. În premieră, Cutia Neagră Plus vă invită să vedeți întregul imperiul al lui Marcel Răducan. Toate afacerile au fost construite în jurul a două firme fondate de familia Răducan, Maran SRL și Mold Prodinvest SRL și alte câteva companii fiice ale primelor două. Maran SRL este creată de Marcel Răducan încă în 1996, când lucra la fabrica Bucuria, iar partener de afacere este Anatolie Rusu, un coleg de clasă din satul de Baștină, Grinăuți, Moldova, raionul Ocnița. În următorii câțiva ani, firma a obținut de la primăria Chișinău mai întâi în arendă, apoi și în proprietate, 3 terenuri de pământ, în unele dintre cele mai bune locații din sectorul Botanica. Primul teren de 15 ari, firma Maran îl obține în arendă de la primărie peste doar 2 luni de la fondare, în iunie 1996. Lotul de pe strada Sarmizegetuza 12 este oferit în arendă pentru amenajarea unei piețe agricole. În 2004, când Marcel Răducan era deja deputat democrat, Consiliul Municipal Chișinău i-a vândut firmei cei 15 ari de pământ ca teren aferent gheretelor din piața agricolă. Peste 2 zile, firma lui Răducan vinde terenul unei alte companii, iar în aprilie 2009, lotul este revândut pentru a 3-a oară. Alte 2 terenuri pentru amenajarea unei alte piețe agricole pe Bulevardul Dacia 14, tot la Botanica, firma Maran le obține în 1997, la un an de la fondare. Cu timpul și acestea au fost privatizate, iar apoi revândute de câteva ori.
În 2020, terenurile au fost comasate și trecute în posesia unei companii de construcții care s-a apucat imediat să ridice în locul pieței agricole un business centru cu 3 etaje. La o ședință a primăriei Chișinău din iulie 2020, după o scandal al locatarilor din zonă, pretorul sectorului botanic a dat asigurări că o piață agricolă modernă va fi ulterior amenajată la parterul noii clădiri cu oficii. Și o să rog acum domnul Prepeliță să ne explicați și subiectul legat de piața de peteilor, Bulevardul Dacia. Pentru că acolo tot există foarte multe interpretări. În continuare o să fie piață agricolă, o să fie o construcție cu 3 etaje și parcare subterană. La etajul întâi o să fie piață agricolă, așa este în proiect și așa ne-au promis beneficiarii. O să fie piața agricolă, la etajul 2 o să fie hale de carne, brânzeturi și nu știu, și la etajul 3 o să fie administrația și spații oficii. Chiar lângă piața de pe Bulevardul Dacia, în anul 2000, firma familiei Răducan ochește magazinul Budapest, scos la privatizare de stat, și îl cumpără cu aproximativ jumătate de milion de dolari, ne-a spus Anatolie Rusu. Terenul de 9 ari pe care se află magazinul este luat în arendă de la primărie, iar compania se apucă de reconstruit și deschide un centru comercial modern cu același nume, Budapest. În 2011, soția deputatului democrat Aurelia Răducan, care este medic de profesie și lucrează la Institutul de Cardiologie, a fondat o altă companie, Moldpro Invest, și a luat în proprietate de la Maran centrul comercial Budapest. În 2013, aceasta a cumpărat de la primăria Chișinău terenul aferent magazinului și a ajuns proprietar a celor 9 ari de pământ pe Bulevardul Dacia. Consilierii municipali au votat atunci pentru privatizarea terenului la pachet cu alte bunuri imobile, fără a discuta măcar în cadrul ședinței cine cumpără pământul și care este prețul stabilit de primărie. Sub punctele 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 și 20 la pachet, da? Da. Eu cred că trebuie de început ordine de zi cu chestiunile funciare. La luni de inerții, primeam că 37. În 2014, centrul comercial Budapest a fost gajat la o bancă de firma Aureliei Răducan pentru un împrumut de 13 milioane. Iar în 2018, magazinul a fost vândut unei companii care deține astăzi și centrul comercial Soyuz, din sectorul Reșcani al capitalei. Imobilul a fost din nou reconstruit și redenumit în centrul comercial Mormelad. Firma familiei Răducan Moldpro Invest continuă să aibă și astăzi în gestiune un alt teren de 3 ani din fața centrului comercial pe care l-a luat în arendă în anul 2000 de la primăria Chișinău pentru a amenaja o piață de flori. Deși contractul de arendă a expirat în 2018, potrivit datelor de la cadastru, consultate de Cutia Neagră, firma continuă să gestioneze terenul municipal. Pe când Marcel Răducan era deputat în Parlament, în 2008, compania Maram mai realizează o tranzacție de milioane. Cumpără de la stat un pachet de 60% din acțiunile întreprinderii pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare, raionul Ocnița. Satul intră în componența comunii Grinăuți, Moldova, unde s-a născut Marcel Răducanu și partenerul său de afaceri, Anatolie Rusu. Societatea pe acțiuni a fost scoasă la privatizare prin concurs investițional, iar firma demnitarului a câștigat concursul și a plătit 3 milioane și jumătate de lei pentru acțiunile statului. În câțiva ani, compania Maran și-a crescut cota de acțiuni la întreprindere până la 75% și acestea au ajuns în proprietatea firmei Moldpro Invest a Aureliei Răducan. Dar în 2014 a renunțat la afacere și a vândut la bursa de valori pachetul de acțiuni, care a fost cumpărat de compania Gloria Kvarg din Edineț, ce aparține colegului de partid al lui Marcel Răducan, deputatul democrat Oleg Sârbu. Acțiunile au fost achiziționate la bursă cu aproape 16 milioane de lei. Tot pe când Marcel Răducan activa în Parlament, în 2013 firma soției sale Moldpro Invest a privatizat și întreprinderea de procesare a fructelor și legumelor Conservie. Compania de stat era valoroasă prin faptul că avea aproape un hectar de teren și încăperi de circa 7000 de metri pătrați pe strada Sarmecii Setuza din sectorul Botanica. Pentru aceste bunuri imobile, firma Moldpro Invest a plătit statului 13,5 milioane de lei. În locul întreprinderii de procesare a fructelor și legumelor, familia Răducan a deschis în 2014 o fabrică modernă de biscuiți, iar întreprinderea Conservie a fost redenumită în fabrica de produse de cofetărie Flamingo. Firma se laudă că exportă biscuiți în mai multe țări din UE, iar cea mai mare piață de desfacere o are în România. Biscuiții sunt livrați în marele rețele de magazine de peste Prut.
pe un site de promovare din România am identificat o postare despre Flamingo, în care se spune că firma familiei Răducan a investit 4 milioane de euro în fabrica de biscuiți și are disponibile lunar 400-500 de tone de produse. La contactă pentru cei interesați de o colaborare cu fabrica din Chișinău este menționat Gicu Răducan, fiul mai mare al directorului Consiliului Concurenței Marcel Răducan. Acesta a povestit de mai multe ori jurnaliștilor că fiul său și-a făcut studiile superioare în străinătate și lucrează în afara țării. Am mers la fabrica de biscuiți pentru a verifica dacă Gicu Răducan administrează afacerea Flamingo. Dacă Gicu Răducan Pasnicul ne-a dezvăluit că acesta vine aproape zilnic pe la întreprindere. Dar Gicu Răducan este? Toată ziua vine? El vine când îi trebuie, când vine și duce, nu pot să... El vine fiecare zi, dar vine mâine dimineața, da. Găsim mai? Da. Toată Gicu Răducan, el este, da? Pot și el și... Totuși, cel mai important detaliu oferit de bărbat este că adevăratul proprietar al fabricii este Marcel Răducan. El e director al fabricii. Da, tăticului meu. Deși se laudă cu exporturi în UE, în rapoartele financiare depuse la Biroul Național de Statistică, fabrica de biscuiți Flamingo a indicat că activează în pierdere. În 2019, pierderile au fost de 2 milioane de lei. Și una dintre companiile fiice ale ModProd Invest a inițiat o afacere în domeniul imobiliar în Chișinău, având la bază un nou contract de arendă a unui teren municipal. De această dată, în zonă de parc, în sectorul Râșcani. În 2014, firma Aurică Răducan a fondat alte două companii fiice, Agro Engineering Group și Agro Engineering, ambele administrate de Oleg Istrati, tot el director al fabricii de biscuiți. Agro Engineering a fost înregistrat pe 22 aprilie 2014, iar peste o lună a semnat cu primăria Chișinău un contract de arendă pentru 16 ari de teren pe strada Dimodii, sectorul Râșcani, chiar lângă parc. Terenul ajunge în gestiunea firmei familiei Răducan printr-un contract de cesiune de la compania Bramius, care arendase terenul municipal cu o lună mai devreme, cu scopul de a construi acolo un complex de agrement, odihnă și alimentație publică cu 6 etaje. După ce preia dreptul de arendă asupra terenului, Agro Engineering comandă un proiect de arhitectură pentru viitorul complex de agrement și primește autorizație de construcție de la primărie în timp record, 3 luni. În martie 2015, mai mulți activiști apărători ai spațiilor verzi din Chișinău au inițiat proteste împotriva construcției din parcul Dimo. S-au alăturat și câțiva deputați socialiști pentru a demola gardul din jurul șantierului de construcție. Nu distrugeți parcul! Ulterior, construcția este stopată, iar familia Răducan renunță la acest proiect imobiliar. Firma Agro Engineering este preluată de Andrei și Alexandru Varinski, care administrează și o mare companie de construcții, Varincon. După mai multe procese de judecată cu primăria Chișinău, s-au permis totuși construcția blocului în parc, actul de recepție final a lucrărilor fiind eliberat în iunie 2019. Noii proprietari ai firmei Agro Engineering au refuzat să spună în ce condiții au preluat compania de la Răducan. Familia Răducan a avut afaceri nu doar în domeniul comercial, imobiliar sau alimentar. A câștigat bani și din sectorul extracțiilor de minerale utile. În 2008, compania Maran a obținut dreptul de a exploata cariere de nisip din satul Bârnova, raionul Ocnița. Firma gestionează 24 de hectare de teren al statului pentru a extrage nisip și înregistrează anual vânzări de milioane. Anul trecut, mai mulți locuitori ai satului Bârnova au semnat o petiție online în care cereau organelor de drept să ia măsuri pentru că la carieră se produc des explozii. În urma acestora apar fisuri pe pereții caselor locuitorilor din zonă și dispare apa din fântâni. Cutia Neagră a aflat că familia Răducan nu mai are venituri în ultimii ani din activitatea carierei de nisip din Bârnova, pentru că afacerea i-a rămas în totalitate lui Anatolie Rusu. În 2011, acesta s-a separat de Răducan în business, activele firmei Maran fiind împărțite în jumătate. Da, noi am lăsat cu domnul Răducan într-o clasă, suntem într-un sat, suntem prieteni cu copilărie. Noi am dus business împreună în o perioadă și după care am divizat, fără cine să fie sau ceva. Și eu am rămas cu Ocnița, am rămas cu cariera și în Chișinău cu piața. Și doamna Aurica, soția lui domnul acela, a rămas cu centru comercial Budapest și cu combinatul de cereale de la Ocnița. După aceea, doamne, am partit profesor, nu... La piața de pisarmi este Getuza. Cui a rămas?
Tot în familie Răducan. A fost vândut mai înainte. Marcel Răducan a fost foarte atent pe parcursul anilor și nu și-a expus numele în gestionarea afacerii. Primarul din Bârnova, care conduce satul încă din 2011, susține că nu a știut că demnitarul are legături cu cariera de nisip. Dar indiferent cine este proprietarul afacerii, alesul local este mulțumit că a creat peste 50 de locuri de muncă pentru săteni. În 2011 nu știu legat alegerile, dar ei erau de îndinimesi și eu lucrau de mult. Dar dumneavoastră cunoaște ceva despre legătura firmei asta cu domnul Marcel Răducan, fostul ministru? Uitați-vă ce e atâta discuție, dar niciodată n-am văzut niciun document. În orice caz, de când este o primar la mine, Răducan sau altcineva nu a fost cu adresare ceva. Ca orice primar, mă bucuram că măcar lucrează un obiect în sat și mai da lucrează o parte de oameni din lucru. De la noi, de la primărie, vine venitul de la salariu, 7% din salariul muncitorilor. Și de ce ești bucuros? În prezent, cariera de nisip din Bârnova este gestionată de compania Sablex Plus, fondată de Maran, încă în 2005. Curios este faptul că la fondare Sablex Plus a avut adresa juridică într-o casă din orașul Cricova, care aparține lui Oleg Istrati, administratorul din acte al tuturor afacerilor familiei Răducan. Soția acestuia a lucrat contabilă la primăria Chișinău, iar din 2017 este contabilă șefă la Ambasada Republicii Moldova de la Moscova. Cu Anatolie Rusu, Aurica Răducan a fondat în 2001 și compania Electrigaz VLV, care nu a figurat niciodată în declarațiile lui Marcel Răducan. Firma a fost lichidată în 2016. Rusu ne-a povestit câteva detalii și despre o altă afacere pe care a avut-o cu familia Răducan și au încercat forțele chiar și în domeniul avicol, după ce au mai privatizat o întreprindere de stat. Noi am avut și avicolă Vadul Vodă, care în comparatul la licitații, și atunci am intrat în probleme cu financiare când s-a închis exportul în România și a rămas cu jumătate de milion de capte de păsări și n-avem ce le hrăni. Și am fost nevoit să vin din piață și să cumpărăm mâncare la găini. Și ați renunțat ulterior la afaceri cei cu avicola? Am vândut-o când s-a România a intrat în Uniunea Europeană. Deja nu mai trebuie să export ouăle, dar fabrica era foarte mare pentru piața internă și noi am vândut-o. Noi de viața nu m-am investit. Noi cu veniturile cam am stat tot timpul slab. Noi tot timpul investim. Noi am crescut de la zero. Nu ne-a dat nimeni o copie din credite și acum nu avem capul din credite. Dacă mai pare că cineva face bani, are părere greșit. De domnul Răducan, eu n-am avut din start capital. Am avut idei și noi n-am făcut nimic nelegitim. Tot a fost făcut transparent și luat transparent. În 2020, familia Răducan a făcut modificări în principala sa companie Mold Prod Invest. Oficial, Aurica Răducan i-a cedat o cotă parte de 14,3% feciorului Gicu Răducan. Alte 11,36% le-a scris pe soacra sa, Atena Răducan, care are 77 de ani, iar un pachet de 22,57% din acțiunile companiei le-a preluat un oarecare Mihail Hâncu. Aurica Răducan a rămas cu o cotă de 51,75% din firma Mold Prod Invest. Dacă în 2018 această companie declara un profit de 12 milioane de lei, în 2019 veniturile au scăzut dramatic, până la jumătate de milion de lei. Și acum să trecem la casele familiei șefului de la Consiliul Concurenței. Sunt mai multe. Un conac grandios în capitală, o căsuță la Durlești, o vilă bijuterie în pădure și un apartament luxos în centrul Chișinăului. Niciunul dintre aceste imobile nu este însă registrat pe numele soților Răducan. În cea mai veche declarație de avere pe care am identificat-o din anul 2009, Marcel Răducan indică că deține în proprietate o casă de 110 metri pătrați din Crătiești, suburbia Chișinăului, evaluată la 82.000 de lei. În 2014, casa a dispărut din declarațiile lui Marcel Răducan. Demnitarul nu mai indică niciun imobil, doar câteva terenuri agricole. Potrivit actelor de la cadastru consultate de Cutia Neagră, imobilul din Crătiești a aparținut socrilor demnitarului, care trăiesc astăzi aici, dar a fost trecut pe numele nepotului Gicu Răducan. În aceeași declarație de afere și interese din 2014, Marcel Răducan indică compania Mold Prod Invest a soției sale cu adresa juridică într-o casă de pe strada Vasile Pogor din sectorul Buiucani.
Această casă grandioasă de peste 400 de metri pătrați din strada Pogor a fost tăinuită inițial de Marcel Răducan. Imobilul nu figura în declarațiile lui de avere, fiind înregistrat în 2002 pe mama demnitarului. Casa are o valoare cadastrală de 2 milioane de lei și abia în 2017 a fost indicată în declarația de avere a lui Marcel Răducan ca fiind luată în comodat. Deși în acte Atena Răducan, mama directorului Consiliului Concurenței, figurează ca proprietară a casei, aceasta nu locuiește aici. Cutia Neagră a identificat un alt imobil în orășelul Durlești, unde stă femeia de când s-a mutat în capitală. Casa este mai veche, are 119 metri pătrați și se află pe un teren de 12 ari. A fost cumpărată în 2006 și înregistrată tot pe numele Atenei Răducan. Tranzacția de vânzare-cumpărare a avut loc la 4 ani de la achiziția imobilului de lux de pe strada Pogor. Familia Răducan a mai construit o casă cu 2 etaje în pădure, în apropiere de capitală, în extravilanul satului Rusești Noi din Ialoveni. Și aceasta este scrisă pe numele feciorului, Gicu Răducan. În 2010, când abia a atins majoratul, Gicu Răducan a încheiat un contract cu agenția Molțilva pentru arenda unui teren de jumătate de hectare în fondul forestier. În scop de recreiere, terenul luat în arendă pentru 49 de ani se află în renumita zonă Poienița Veselă. În 2012, Gicu Răducan, care se afla la studii în Marea Britanie, a ajuns să aibă în proprietate și o casă de vacanță de aproape 200 de metri pătrați, construită în pădure. Din avion se privește ca o bijuterie. Ulterior, pe terenul forestier au mai fost ridicate 2 imobile mai mici, înregistrate la cadastru în 2014. Zona din pădure în care se află mai multe vile a fost securizată de jur împrejur cu un gard de lemn și plasă ghimpată. Nimeni nu are acces pe teritoriu. Spre imobile a fost construit și un drum asfaltat. Familia Răducan mai deține un imobil de 178 de metri pătrați prin intermediul companiei Moldpro din Vest. Apartamentul din centrul Chișinăului de pe strada Bernardazii 60, unde firmele familiei Răducan își au sediul juridic, a ajuns în proprietatea Moldpro din Vest în vara anului 2013. Legea nu obligă ca imobilele deținute de companie să fie trecute în declarațiile de avere ale demnitarilor și apartamentul nu a fost indicat niciodată de Marcel Răducan. Marcel Răducan a refuzat să ofere un interviu pentru Cutia Neagră. Ne-a cerut să-i trimitem întrebările în scris, iar ulterior ne-a anunțat printr-un mesaj că nu vrea să comenteze nimic despre afacerile și proprietățile familiei sale. Având dovezi certe că postul dumneavoastră de televiziune pregătește un material tendențios, denigrator, manipulator și motivat politic, am dreptul să consider inutilă participarea la acest spectacol de prost gust, care nimic în comun nu are cu informarea obiectivă a publicului. Indiferent de răspunsurile pe care le-aș oferi la întrebări, oricum veți rupe din context cu scopul de a manipula opinia publică. Am toate motivele să mă abțin de la oferirea răspunsurilor și îmi rezerv dreptul de a veni public cu o reacție ulterioară, dar și dreptul la alte acțiuni legale. După ce veți difuza pretinsa investigație, ne-a scris Marcel Răducan. Am insistat să-l găsim totuși pe directorul Consiliului Concurenței și am mers vineri dimineață la sediul instituției. Marcel Răducan nu era la birou, iar la recepție am fost anunțați că demnitarul are vineri deplasări în teritoriu. Noi avem nevoie de domnul Răducan. Și vinerea dumneavoastră nu are oficii teritoriale și este preconizat întâlnirile în oficii teritoriale. Nu știu dacă dumneavoastră ingineria, dumneavoastră trebuie să veniți cum sună. Despre directorul Consiliului Concurenței și activitatea acestui consiliu important, de la care ne-am așteptat să avem mai multă proactivitate, discutăm cu invitații de astăzi din studio și prin Skype. În studio sunt domnul Igor Grigore, fost director al Agenției Proprietăți Publice. Bună seara! Bună seara! Domnul Sergiu Tofilat, consilier prezidențial. Bună seara! Și prin Skype cu noi este domnul Igor Munteanu, deputat Platforma DA. Bună seara, domnul Munteanu! Bună seara! Domn Grigorev, prima întrebare, curiozitatea este față de dumneavoastră. Este, cum este posibil ca un funcționar sau demnitar de stat, 30 de ani a fost în funcție domnul Răducan, în funcții publice, să poată în această perioadă să-și dezvolte afaceri, dar aceste afaceri în mare parte bazate pe privatizări de fabrici, de cariere, de uzine, de terenuri din partea statului. Cum e posibil acest lucru? Nu înțeleg de ce curiozitatea anume față de mine. Față de dumneavoastră, față de domnul Răducan. Dar, ok, eu am mai bine de 5 ani de zile de când nu sunt în funcție de demnitate publică. Am fost, am o activitate destul de bogată în administrația publică centrală a Republicii Moldova. 18 ani de zile așa am muncit de-a binelea, din greu, în diferite domenii.
Este foarte interesantă întrebarea și este actuală și a fost permanent actuală și o să fie actuală cel puțin încă o perioadă nedeterminată. De ce? Când o să mai câștigi așa licitații și o să privatizezi? Cu părere de rău, această tendință ca foști demnitari și actuali demnitari de stat, care strag de fapt din anii 90, de la momentul destrămării Uniunii Sovietice, persistă în toate republicile foste Uniunii Sovietice și în toate țările a fostului lagăr socialist. Din momentul când s-a destrămat acel lagăr și acea țară, acel imperiu, când noi de la economia planificată, brusc am trecut la capitalismul sălbatic și pe fonul la toate acele evenimente a anilor 90, începutul anilor 2000, au avut de câștigat nomenclaturiștii care erau la momentul acela în funcții. Sau erau părinții lor în funcții, sau erau prietenii lor în funcții, colegii de facultate. Cum asta se întâmplă tehnic, domnul Grigoriev? Funcționarii ăștia de stat aflau înaintea altora ce urmează să vândă statul și veneau și cumpăram înaintea tuturor. Cum se întâmplă că numai ei câștigau la licitațiile publice aceste bunuri și la prețuri mici, nu la prețuri mari? Noi cu dumneavoastră înaintea emisiunii am inițiat așa o discuție și eu v-am spus că am încercat să vă lămuresc așa și o să încerc acum într-un timp așa reușim să trecem la celălalt subiect. Vreau să zic că oamenii sunt în funcție. Toți sunt la acea treucă, la acele proprietăți a statului care se împărțau în perioada aceea. Uh-huh. Și au făcut parte? Și s-au făcut parte fiecare dintre dânșii. Deci dacă o să luați și este binevenit că faceți așa investigații, eu cred că domnul Răducanu și familia domnului Răducanu trebuie să vină cu detalii la acest subiect. Din păcate, cum au venit alți funcționari și demnitari de stat pe alte probleme. Inclusiv și eu în anul trecut am fost nevoit să vin cu informații foarte largă despre proprietățile și veniturile mele. Dar ei, fiecare dintre dânșii, s-au uns mâinile unul la altul. Lucrul acesta în Republica Moldova a început a lua amploare în anul 1996, din moment când la guvernare, adică când președinte a devenit domnul Lucinski. Da. Din acel moment, foarte masiv, toată nomenclatura, toți funcționarii de diferite ranguri puneau mâna pe ceva, cum se înțelegeau ei la deal-ul care îl făceau, sau seara, sau dimineața, seara la un pahar de vin, sau dimineața la un ceai. Ce lipsește din această investigație, dar noi intenționat am lăsat-o pentru ca să discutăm despre asta în studio, este cum își face treaba acest Consiliu la concurenței? Am văzut cine îl conduce. Am văzut că persoana are proprietăți. Apropo, noi am mers să-l prindem pe domnul Răducan să ne dea o replică, să vrea să vorbească cu noi măcar cât de cât, pentru că ne-a spus că refuză să comunice cu noi la telefon și ne-a dus să-l prindem acolo vineri și ne-a spus că vineri dumnealui are un program mai liber, lucrează în teritoriu, nu știu unde în teritoriu lucrează președintele Consiliului Concurenței, dar nu este la birou. Și atunci întrebarea noastră firească era ce face Consiliul Concurenței și dacă face ce trebuie. Domnul Munteanu, am să încep de la dumneavoastră pentru că Parlamentul este cel care trebuie să controleze activitatea Consiliului Concurenței și să se asigure că își face bine treaba această instituție care ar trebui să elimine concurența neloială de pe piață, cartelurile dacă ele există, monopolurile. Noi despre aceste fenomene vorbim mult. Mulțumesc pentru întrebare. Conform legii concurenței din 2012, dacă nu greșesc, Consiliul Concurenței îndeplinește o funcție extrem de importantă, mai ales într-o perioadă de tranziție, în care tentația de a crea monopoluri contrare competiției libere este foarte mare. Cu atât mai mult cu cât rădăcinile capitalismului de dată recentă din Republica Moldova evident își au, pornesc, originează din felul în care s-au distribuit proprietățile după destrămarea URSS-ului. Și Consiliul Concurenței, chiar dacă este creat după model european, pentru că aplică și transpune
anumite standarde legate de directivele Consiliului European. Totuși este mai degrabă o invenție hibrid a realităților politice din Republica Moldova. Și am să explic de ce. În primul rând, datorită faptului că majoritatea directorilor sau a membrilor acestui organism au trecut prin partide politice. Inclusiv domnul Raducanu a făcut parte dintr-un partid politic. Și respectiv, trambulina prin care s-au plimbat la cârma acestui Consiliu al Concurenței, a fost un partid politic aflat la guvernare, în speță Partidul Democrat. Parlamentul are funcția de a exercita control legislativ asupra agențiilor, dar nu le poate substitui și nu poate, într-un fel, să le decapiteze, în ghilimele, atunci când își dorește. Adică dacă nu-și face treaba un Consiliu al Concurenței, nu puteți schimba conducerea acestui? Am vrut doar să precizez că sunt doar 4 cazuri în care membrii acestui Consiliu, plenumului Consiliului de Concurență pot fi destituiți. Și evident este vorba de demisie, revocare, expirarea mandatului sau deces. Pentru revocare este nevoie de o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă. Ori acest lucru pentru anumite infracțiuni. Ori acest lucru nu este o chestiune foarte simplă. Și chiar dacă, de exemplu, pretențiile față de Consiliul Concurenței sunt extrem de mari, pentru că, în mod obiectiv, există concentrări pe anumite piețe, pe grâu, pe uleiuri, pe zahăr, pe ce vrei. Există concentrări la care Consiliul Concurenței nu găsește nimic decât să le tolereze sau să întindă investigațiile pe care le fac pe ani de zile. Și în acest motiv, pentru ca să dinamizezi procesul, trebuie să pui întrebarea compatibilității profesionale a membrilor Consiliului Concurenței. Tocmai asta vreau să întreb. Sunt profesioniștii care lucrează acolo? Pentru că eu nu mi-amintesc un caz în care Consiliul Concurenței să fi dat o soluție în timp, atunci când, eu înțeleg că nu poți imediat, trebuie să investighezi lucrurile, dar și o soluție bună. În schimb, îmi amintesc, nu știu, foarte bine momentul în care a apărut în spațiu public discuția aprinsă, cred că era anul 2011, legate de prețurile la combustibil, la petrol, și domnul Plahotniuc a ieșit în spațiu public și a zis, mâine toți penalizați. Și a doua zi a ieșit șefa de atunci a Consiliului Concurenței, doamna Cărare, și a zis, toți sunt penalizați. Sigur. Ce deci, de regulă, conducătorii acestui Consiliu de Concurență au fost mai degrabă cutii de rezonanță a vocilor politice, a liderilor politici sau unor oameni influenți din spatele guvernului. Dar decât o instituție independentă care ar fi trebuit să urmărească, eu știu, schimbările de pe piață și să apere interesul consumatorului. Pentru că atunci când cresc prețurile sau atunci când prețurile rămân la un nivel extrem de înalt, indiferent de corelațiile de pe piețele regionale, evident că noi, fiecare cetățean, pierdem. Se îmbogățesc oligarhii și se îmbogățesc aceste rețele carteliere din Republica Moldova. Iar Consiliul Concurenței, de obicei, se apără cu următorul argument. O investigație conform normelor internaționale durează și 10 de ani. Asta a fost, de exemplu, răspunsul pe care mi l-a dat în mai multe rânduri domnul Raducanu în anul 2019, atunci când am dorit să aflăm mai multe detalii asupra participării sau delimitării, repartizării pieței legate de grâu în Republica Moldova. Da. Și, evident, poți afișezi o anumită, eu știu, referință la spațiul european în care anumite investigații durează 10 de ani. Dar la noi lucrurile fierb și au nevoie de anumit angajament a acestor agenții pentru ca să mențină, eu știu, practici normale de lucru și pentru fiecare din actorii agenției economice din Republica Moldova. Eu personal am simțit o mare nemulțumire față de funcționarea Consiliului Concurenței, dar nu am avut niciun fel de instrumente pentru ca să scoatem pe linia de plutire o soluție de mai bună guvernare în acest organism. Domnul Tofila, dumneavoastră tocmai recent văd că aveți un fel de război cu Consiliul Concurenței, v-au dedicat și un comunicat de presă recent că încercați să intimidați, să puneți presiune asupra Consiliului Concurenței.
Pe un denunț adresat la Procuratura Generală se referă la situația de pe piața produselor petroliere, exact, care se tot scumpesc ultima perioadă de timp. M-am mutat astăzi la un fragment dintr-o ședință a Comisiei Economiei, Buget și Finanțe din februarie, la care era prezent și domnul Răducanu, dacă l-am recunoscut eu bine în mască pe dumnealui, și unul dintre petroliști foarte sincer spunea: da, noi am majorat împreună, ne-am înțeles să majorăm prețurile, pentru că până acum președintele anterior, Igor Dodon, ne-a tot rugat: nu majorați prețul că e primăvară și să-l poată lucra agricultor, nu majorați că-s prezidențiale și nu pică bine. Și au venit în sfârșit momentul când o să putem noi odată și odată să ne recuperăm prejudiciile. Și domnul Răducanu se uita, asculta și văd că efectul întârzie. Exact, asta și este problema. De fapt, pornim de la aceea că eu am deschis ultimul lor raport pentru anul 2019, uh-huh, și în anexa 2 am găsit că investigația pe piața produselor petroliere a început în noiembrie 2013. De atunci investigează? De atunci investigează. Vedeți, domnul Munteanu, acum și 10 ani. Este o precizare pentru perioada 2016. Trebuie să menționăm că și pe piața mediatică, investigația pe care au inițiat-o Consiliul Concurenței durează cel puțin vreo 8 ani de zile. Nu, exact. Pe piața mediatică s-au expus deja și au zis că nu există cartel. Tot normal. Sigur, dar vă spun, investigația a durat cel puțin 8 ani de zile. Pentru că, să spun, regele a vorbit, nu există nicio problemă. Da. Deci aici trebuie să mai facem o precizare că în perioada 2016 până la finele 2018 a fost modificată legea petrolieră și a restabilit prețurile plafon. Da. Deci până cu 2019 am revenit la piața liberalizată. Iată, pe 16 mai 2019, comunicat pe site-ul Consiliului Concurenței. Noi am pornit, am declanșat o investigație. Poate uita sunt înțelegeri de cartel. După aia, în comisia condusă în 2019, în iulie, de domnul Munteanu, Comisia pe Economie, președintele Consiliului Concurenței, domnul Răducan, a spus că iau toate probele, directe și indirecte, și până la sfârșitul toamnei, în 2019, o să emită decizii de sancționare. Toamna în 2019 s-a terminat acum un an jumate în urmă. Nu s-a făcut nimic. Dar asta de ce? Pentru că nu reușesc să adune probe și ei se tem să meargă cu prea puține probe, atunci când să aplică amenzi mari? Sau care e explicația? Atunci când există voință, inclusiv politică, la noi toate instituțiile de stat foarte operativ găsesc și probe și argumente și tot foarte repede se mișcă. Atunci când nu există voință, se găsesc tot felul de explicații. Bun, eu înțeleg că dacă nu-ți ajung oameni, vii la Parlament și ceri să primiți în bugetul ca să pot angaja alți oameni. Dacă ceva găsești că e insuficiență, lacună în lege, ceri Parlamentului să-ți dea, să-ți aprobe modificări. Dacă e să vorbim despre piața petrolieră... Nici una, nici alta, noi n-am văzut așa solicitări de la Consiliul Concurenței. Înseamnă că este cel puțin neglijență în serviciu. Și dacă, pentru asta există răspundere. Dacă să vorbim de piața petrolieră, eu înțeleg că e o piață destul de mare. 12 miliarde de lei. Da. Faptul că, iată, de 10 ani de zile tot să chinui Consiliul Concurenței să depisteze vreun cartel, vreun monopol, vreo ceva pe această piață și nu reușește, pe ce am putea bănui că se ascunde în spatele la aceste tergiversare? E situația tare simplă. Da, deci ei sunt instituția responsabilă. Dacă ei nu știu, înseamnă că se adresează, caută expertiză externă. Vin la Parlament să ceară instrumente suplimentare. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Înseamnă că ei, am vagi bănuieli, că ei cel puțin nu își îndeplinesc obligația și nu au ce căuta acolo, sau, din potrivă, sunt în înțelegere. Dar asta trebuie să o demonstrăm. Deci practicile internaționale arată că cel mai eficient mecanism de depistare, de demonstrare, e informația de la insideri, de cei care lucrează acolo. În interior. În țările dezvoltate, în SUA, de exemplu, cel care vine și denunță, el primește protecție din partea statului și primește remunerare de la 10 la 30% din amenda aplicată de stat și încasată. Dar la noi nu există niște prevederi legale care stimulează aceste denunțuri? Nu. Și practic 90% din tot ce încasează din SUA, din amenzi, asta vine informație din interior. Eu trebuie să știu asta? El îndește din momentul de când a fost creat Consiliul ăsta, structura asta, instituția asta, s-a creat atunci în călic, adică nechipzuit până la capăt. Erau niște cerințe care veneau din extern, de la partenerii noștri de dezvoltare, dacă eu nu mă greșesc, era o parte a memorandumului cu
cu FMI-ul sau cu Banca Mondială ca să creăm Consiliul acesta. El atunci, el inițial, nici nu se chema Consiliul Concurenței, dar avea o altă denumire, da. Se numea altfel. I-am uitat cum ANPC, Agenția Națională a Protecției Concurenței. Da, da, Protecție Concurenței, corect. Și atunci a fost numită doamna Cărare de la Ministerul Economiei, a fost transferată încolo. A fost creat așa numai ca să îndeplinească un punct la, la tot memorandumul acela cu FMI-ul. Nimeni nu a studiat detaliat și competențele, și atribuțiile, și chestiile cu care trebuie să ocupe ei în Republica Moldova, că în Republica Moldova lucrurile la, în toate direcțiile, în toate ramurile sunt catastrofale. Ulterior, pe vremea alianțelor de integrare europeană 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, au fost tot, au zis că să încercăm să-l modernizăm într-un fel sau altul. S-a primit modernizarea fix ca și în poliție și ca și în alte instituții. Acolo s-a schimbat uniforma, aici s-a schimbat denumirea. Dar însăși ca esență, înăuntru, nu s-a schimbat nimic. Este o instituție sterilă, la moment asta trebuie să o recunoaștem și asta trebuie să o recunoască Parlamentul, care astăzi are buget destul de solid și salarii foarte, foarte bunicele cu transport, cu una, cu alea, că vedeți că domnul e în teritoriu. Uh-huh. Eu nu știu, eu cred că șede undeva la o benzinărie a mea, undeva pe la Rediu Mare, și să uită dacă unii se duce benzina, se duce la combinatul de produs cereale la Rediu Mare și cu și bani și dacă asta încalcă... Dacă nu există înțelegerile acolo, da, pe, da, la teritoriul acelei benzinării. Domnul Munteanu, apropo, aici ca să spun și eu ceva legat de Consiliul Concurenței și modul în care s-a schimbat, s-a reformat această instituție, foarte mult îmi amintește de Autoritatea Națională de Integritate. Au o soartă similară, în chinuri groaznice să nasc aceste instituții. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb altceva. Înțeleg că Parlamentul nu poate interveni activitatea acestei instituții pentru că ea are independență totală și e corect să aibă independență. Dar există vreo instituție care poate verifica calitatea lucrărilor acestei instituții și ce se întâmplă pe interior? Eu îmi amintesc cel puțin două cazuri din experiența mea jurnalistică. Primul se referea, dacă vă amintiți, de scandalul Cartea Verde, de prin anul 2015, cred, 2014-2015, Consiliul Concurenței a examinat în acel mare scandal legat de riscul de pierdere a Cartea Verde. Consiliul Concurenței a examinat dacă nu există o înțelegere de cartel între câteva companii. Eu am văzut raportul inițial pregătit de inspectorii din cadrul acestui Consiliu Concurenței, un raport foarte bun, dar din care nu s-a ales nimic după ce am trecut prin Consiliu și s-a expus administrația, cum se numește structura asta, deci conducerea Consiliului, a cenzurat la maxim acel raport și a ieșit cu totul altceva decât pregătiserea experții. Deci asta a fost un caz. Al doilea caz a fost experiența prin care a trecut TV8 atunci când noi am scris o plângere la Consiliul Concurenței împreună cu alte posturi de televiziune și am zis, vedeți că există un cartel pe piața publicității și am văzut, noi am trecut prin această experiență timp de 2 ani de zile. Noi am primit o dată în lună scrisori de la Consiliul Concurenței în care să dăm explicații, să semnăm că ne asumăm, că nu știu ce. La un moment dat am avut senzația că noi suntem cei care am creat cartelul, pentru că noi eram terorizați cu întrebări și de fiecare dată avertizați, dacă nu dați răspuns în termen, veți fi amendați. Și când am citit raportul final, am zis că numai noi am răspuns la întrebări, pentru că partea pe care am acuzat-o nu a fost nici măcar invitată să se comunice cu ea. Cineva verifică cum își face treaba această instituție? Mi-aduc aminte că sesizarea voastră a fost chiar în luna mai 2019 și era mare agitație la Consiliul Concurenței pentru că trebuia să dea răspuns și sigur noi ceream un răspuns din partea lor. Din păcate, faptul că a căzut guvernul în luna noiembrie, evident asta a ajutat Consiliul Concurenței să evite un răspuns formulat și prezentat în cadrul Parlamentului. Dar ceea ce a spus dumneavoastră că Parlamentul nu are niciun instrument de a pune în ordine funcționarea acestui Consiliu a Concurenței, probabil nu este chiar așa. Deși nu poate interveni brutal în funcționarea agenției, totuși Parlamentul, care este instituția
responsabilă de numirea, instalarea membrilor Consiliului Concurenței și a președintelui, a directorului acestei agenții, are dreptul și obligația de a pune la îndoială probitatea profesională, adică asta, competența și, eu știu, performanța pe care o înregistrează. Tocmai din acest motiv, întrebarea dumneavoastră anterioară are foarte mult sens. Pentru că dacă agenția Consiliului Concurenței nu prezintă rapoarte anuale, nu ai cum să-ți dai seama ce performanțe o înregistrat. Exact. Și atunci când, de exemplu, nu se invită la raport, în felul ăsta, de fapt, se protejează o agenție de întrebările sâcâitoare ale deputaților, de care au sens. Se întrebe, o meritat banii alocați prin bugetul de stat pentru funcționarea acestei agenții sau nu? Dar, când a fost ultima dată la raport Consiliul Concurenței în Parlament? A fost în comisie, plen. Dar n-a fost niciodată. În plen a fost, mi se pare că domnul Tufilaz zicea 2019. La comisie 2019, dar în plen nu l-ați prins niciodată. Nu știu. Niciodată nu l-am prins. Când a fost dar domnul Grigoriev totuși nu are dreptate în ceea ce menționa că am... Sigur, probabil există această impresie sau percepție de formă fără fond. Da. Da. Adaptăm sau adoptăm niște agenții care nu îndeplinesc funcțiile pentru care au fost create și cheltuie toacă banii publici. Și pentru asta schimbăm denumirea. Apărarea, protejarea competiției, a concurenței libere este una din obligațiile centrale în cadrul acordului de asociere. Și orice fel de dinamică economică ori socială administrativă pe care noi suntem obligați într-un fel să o canalizăm spre modelul european, nu poate să se dispenseze de o agenție care să fie proactivă și să apere consumatorul. Este o normă fundamentală, constituțională, domnul Munteanu. Ultima întrebare, domnul Tofilat. Constituția de și acordul de asociere, ele sunt în egală măsură. Ultima întrebare, domnul Tofilat. 10 ani la dispoziție nu avem încă, ca să vedem ce se întâmplă pe piața petrolieră. Ce soluții pot fi găsite acum rapid? Deci, în principiu, bun, altă soluție, una temporară pe care noi o vedem este plafonarea prețurilor de către ANRE și verificarea cotațiilor plați care sunt contraplate de către Comisia Parlamentară, eventual niște experți independenți. Între timp, trebuie făcută evaluarea externă a activității Consiliului Concurenței ca să vedem care este cauza că ei sunt ineficienți. Lipsă de capacitate, reavoință, lacune legale și să vedem cum intervenim mai sistemic, pentru că, în mod normal, așa lucrurile nu pot continua. De regulă, în țările dezvoltate, cel care vine să candideze în funcție, el are un plan și, uite, vreau să fac asta timp de o lună, asta timp de jumătate de an, un an și așa mai departe și el răspunde pentru asta investit în funcție. Noi putem temporar să venim cu niște indicatori de performanță. Un an jumătate în urmă, cu așa plan, a venit directorul actual a Centrului Național Anticorupție. Cu așa plan a venit și l-a aprobat nimeni altul decât alianța de atunci PSRM acum. Și într-un an și jumătate, într-un an și mai mult de jumătate, el e din august 2019, el niciodată nimeni nu l-a văzut, tăți au impresia că el undeva se odihnește fix, cred că ca și Răducanu, permanentă în teritoriu. Noi vom mai reveni la subiectul Consiliului Concurenței. Sper de data asta să vorbim despre realizări, nu despre directorii de acolo care o duc bine și Consiliul care nu prea răspunde la așteptările cetățenilor de a face ordine pe piață, pe diferite piețe pe care există bănuială, că prețurile sunt denaturate. Poftim, domnul Munteanu? Aș dori să menționez un singur lucru. Da. Anul trecut am adoptat legea 220, care permite curții de conturi să evalueze performanța și conformitatea agențiilor de reglementare. Pentru prima dată, această competență va fi exercitată începând din 2021 de către Curtea de Conturi. Nu vă imaginați ce scandal a fost în rândul sau în mediul agențiilor de reglementare, pentru că toată lumea încearcă să-și protejeze și bugetul și spațiul în care nimeni nu ar trebui să intervină. Exact. Noi avem nevoie de o reformă totală a tuturor regulatorilor, domnul Munteanu. Este adevărat. Să o adaptăm la necesitățile de dezvoltare a economiei și la cadrul legal. Da.
Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Evident, e clar că e nevoie de mai multă discuție pe acest subiect. Din păcate, ele nu sunt tare discutate în platourile emisiunilor, mai mult discutăm și politică, dar adevăratele probleme sunt în aceste instituții și în ce fac ele, pentru că toacă bani și nu dau rezultatul pe care ar trebui să-l dea. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8. Eu vă aștept luni la o nouă ediție Cutia Neagră.